Mai stați puțin să mă anunțe răducul dacă are nevoie de mătură și făraș. Da, ține și ăla, Cristina, ajuteți-mă mătură și făraș. Husein, mătură și fărașul. Mai tău, da. Gândește. Nu, lasă-ți aia. Bun, acum. Dar de ce îi dă flori? Să înțelegi. Ia, te-a deranjat? Ia, liniște puțin, măi. Domnișoara Cristina, nu mai spuneți nimic, lăsați-te și ce să vedeți. Pe minus. Așa te-ai mă dat? Ia, fiți atenți. Radu. N-am cuvinte. Știu. Dar poate ți le găsești mai încă. Ce faci, mă? Și-am înțeles eu este faptul că Alexandru te place. Ce nu-mi convine este faptul că tu n-ai reacționat foarte... Nu faci foarte. Bine, Domnișoara Cristina! Dacă se iau microfoanele, recunoaște acum... Recunoaște acum ce ai zis. Domnișoara Cristina, mai reacționat. Să recunoască ce a spus. Am vorbit cu el despre ea. Bă, gata, bă, sunteți... Te rog, nu-i mai jigni, măi! Da, bă, bă, ești tu, mă, băi! Dar de ce ne faci, mă? Radu, băi, Radu, te rog! Gata! Gata, măi, băieți! Pleacă! Gata, Radu, calmează-te-o, că o mănânci! Ce-ai? Bă, da, vă rog, femeia! Îți mai luăm sănătate și vorbești tu! Bă, dar tu când vorbești, noi tăcem! Mariana! Pleacă! Rog, măi! Are dreptate, da. Mă, cum da, mergeți voi puțin afară. Te joacă puțin tenis cu el. Păi. Așa, fii atent. Alexandru Răutăciosul, fii atent la ce se întâmplă aici. Care ce țin ce râs aici, Cris? Radu, noi glumim și tu ești conștient că e o glumă. Nu. El n-a glumit când ai n-a glumit. Calmează-te, taci, termină-te. Îi spui lui să tacă și continui tu. În loc să te oprești, să-l lași să vorbească acolo în gol singur, tu continui, nu? Nu ești mai presus ca el, crede-mă! Dacă spuneai doar tăceți și tu după tăceai, da, ok, erai de aplaudat. Atât timp cât tu continui să vorbești... Că dacă m-am jurat? Tu ai folosit acel cuvânt la adresa tuturor. Și el a fost singurul care s-a simțit. De ce s-a simțit? Uite, mai se găsesc persoane care se simt. Una dintr-o sută trebuie să găsească. Ia, hai să trecem la subiect. Maria și Radu, ia. Zi, Maria. Nu, Domnișoara Cristina, eu am vrut să zic că lui Alexandru nu-i place de... Aida. Da. Pentru că mai devreme aveam o discuție cu el și vreau ca el să spună ce discuție am avut noi. Ce discuție? Îi place de Maria. Aia Alex recunoaște. Asta vreau să zic și eu ceva. Adevărat. Hai zi, mă, zic că nu mai știu, uite că am amnezie. Vezi, iubita, viitoarea ta iubita, lasă florile. Care viitoare iubită, mă? Domnișoara Cristina! Ce? Nu mai băgă... Ce, Maria? Ieri, Maria susține că eu am vorbit cu ea la fel cum a susținut că a vorbit și acum prieten de-a meu. Și Adina ori mi-a zis că, băi, nu am vorbit, am vrut să mă joc cu tine. Vrăjeală! Nu este genul meu, domnișoara Cristina, dar am făcut acest gest pentru că, la fel cum am zis Adina, ori erau pentru altcineva florile azi dimineață, dar pentru s-a revedit că m-am înșelat. Stai la puțin, stai să vezi, domnișoara Cristina, vreau să-ți vorbesc și eu după aia. Am zis să întorc, să nu las florile să se ofilească și să-i dau unei persoane care merită. Aida este o persoană nouă, este o persoană nouă. Ce merită? Și am vrut să-i fac acest gest. Dar nu vrei să apropii de asta? Cu simplu pentru intrare, Maria, cu ce? Ia să ascultăm și pe Aida, care vorbește încet, ce ar trebui. Trebuie să fie și ascultată. Ia, zi Aida. I-a spus Mariei că nu trebuie să fac ceva neapărat să merit. Dacă el a simțit chestia asta în momentul ăsta să-mi dea mie florile, așa a fost cu Cristina. Așa a fost cu Cristina. Așa a fost cu Cristina. Vie Romeo, zi. Așa, Cristina, eu am fost cel care a spus încă de foarte mult timp că Alex este content. S-a dovedit încă o dată că Alex este content. Păi cum content. Că acum o săptămână ai lasă-mă să zic, să vorbesc și după aia. Alex în ultima perioadă n-a mai prea făcut nimic remarcabil, după părerea mea, remarcabil. Cam absolut nimic, a stat în colțul lui, a mai vorbit și el când a venit dumneavoastră, la fel ca și Nicos, ca și idolul lui. În momentul când veniți dumneavoastră și dați puțin cuvântul, vorbește și el 2-3 minute, în rest nu. N-a avut nicio intenție să-i dea buchetul de flori fetei respective, pentru că eu nu-l văd un om atât de empatic încât să zici că empatizează el cu lumea care vine prin casă, că face nu știu ce chestii. Evident, a văzut că a fost puțin în umbră și nu l-a băgat nimeni în seamă, nu mai avea niciun subiect, ca să zic așa, a lui propriu. El știind că Stea e o femeie foarte geloasă, a zis că dacă îi dă buchetul Aidei, Sia va reacționa într-un fel și astfel va crea content pe baza Sei și pe baza tuturor concurenților, pentru că evident ce ai făcut restul au sărit cu cerțile cu Marinescu. Eu ce am făcut? Nu mai ești prieten cu ea. Eu n-am dat flori. Cu Seia.
Ai făcut același lucru. Eu bine, el i-a dat flori și lui Rozemarie, dacă păi tocmai, aceeași păi situație, tocmai așa, Cristina, aceeași situație, pentru că știa că o să creadă și s-a vorbit pe seama, bine, pe seama florilor, s-a vorbit vreo săptămână de zile. Nu înțeleg de ce v-ați agitat atât, că omul a zis că i-a dat un buchet de flori, că e o fată nouă și că ar merita și ea. E un gest frumos și punct, de ce vă... Ok, da, îmi cer scuze, gata. Păi n-a zis că îi place de ea. E un gest frumos, să trece mai departe, așa, Cristina. Calmați-mă, bravo, bă! Bravo! A fost un gest frumos. Bă, mai nici nu-ți convine că se vorbește de Alexandru? Cam așa ceva, uite, nici lui Romeo nu cred că îi convine, că tot insistă. Să trecem mai departe. Nu trece, dar Cristina. Nu mai uite, stați puțin că nu vreau să înțeleagă altceva, domnișoara Cristina, că până la urmă imaginea mea joc și nu mai trece. Nu, da, nu că nu-mi convine că se vorbește despre Alexandru, că dacă vreau să vorbesc, vorbesc 3 ore ca Eminem și mă. Cu el vorbește. Cu el și cu oricine, nu contează cu cine. Nu mă interesează, nu. Să fie acolo, de asta crea să intri și cu Maria. Bă, vezi că sunt mai mult decât tine acolo. Că mă uit la episoade și nu apare. Și apar mai mult decât tine. Atenție la limbaj, Romeo, te rog, nu te-ai nervat. Păi, dar domnul Cristina, dacă aberează... Tu faci chestii jos, micii, ca să apară acolo și eu după aia te lauzi că ți-a crescut Instagram. Păi, băiatule, eu fac chestii josnice. Păi, da, că tu te rogi de ăsta și de mine și de toți să facem TikTok-uri cu tine. Pe poate să confirme. Pe poate să confirme tot. Am zis eu vreodată să fac poze. Da, ce mi-a crescut ăla și singur. Nu am dar nu, dar nu poate Maria, spune Maria că... instigă de acolo, dar de ce te deranjează? Pe Maria, deranjează, Maria de fapt și ea, ei convine pentru că se vede clar că ei se atacă, dar eu cred că e ceva vorbit între ei. Să fie, între cine? Sincer. Maria și Alexandru? Maria cu cum te cheamă, că am uitat, scuză-mă. Alex, ai, Alexandru. Romeo, nu că nu-mi venea pe bune. Nu ai cum să uiți top 3-ul. Nu ai cum să uiți. Acolo clipește, domnișoara Cristina. Domnișoara Cristina, de acolo îl ține. Băi, atât de neimportant este top 3-ul pentru mine încât mă focusez pe cu totul alte chestii, încât n-am nevoie da, să fiu să ajungi acolo. N-am nevoie să ajung în top 3. Romeo a afirmat că nu este interesat de top 3, dar, da, după cum sunt. Ne amintim... Lasă-mă să termin, te-am lăsat. Dacă, după cum ne amintim, el a fost singura persoană care a pus întrebarea în această emisiune de ce în top 3 sunt aceleași persoane mereu. Nu am pus o întrebare. Mai asta. Nu am pus o întrebare. Stai puțin. Nu mi-i duce chestii, subiectul. Nu mi-i duce chestii pe care nu le-am zis. Ai dezvoltat subiectul ăsta, nu? Nu l-am dezvoltat subiectul ăsta. Ideea era că se discuta despre altceva. Este cealaltă. Nu, stai puțin, păi n-am Maria. Dreptate? Stai puțin, Maria, dacă vrei să-ți explic, lasă-mă, te rog frumos, dacă nu vorbește singură. Nu-ți convine? Ok, doamna Cristina, se vorbea despre ceartă și intrigi, că nu se mai dorește chestiile astea în casă. Și am zis că dacă oamenilor de acasă le place cearta și aceste intrigi, înseamnă că... Păi, dar asta e adevăr, domnul Șaxina, din moment ce sunt cele trei persoane sau patru cât sunt în top, care creează content, se ceartă mai mereu, ridică tonul și așa, înseamnă că oamenii rezonează cu ei. Am zis oamenii reali, că bănuiesc că voi nu începeți să vă certați doar pentru că vă gândiți că celor de acasă le-ar plăcea păi lucrul unii, unii asta fac, din păcate, unii păi asta Romeo, fac, domnul Șaxina. Păi, Romeo, de vedeți-mă, unii asta fac, se ceartă pentru că dă bine și asta se vinde. Adică vindem ce se cumpără, unii. Eu nu fac chestia Cristina. Asta. Eu nu cred că asta se cumpără, domnișoara Cristina. Păi dar dovada asta este dovada, pe dovada. Păi uite, Alexandre, e o persoană care se bagă în discuții și mai mereu se ceartă sau se ia de concurenți. Tu la fel, ești o persoană. Eu nu pot să mă înțeleg cu tine să vorbesc normal și calm, pentru că n-am cum să vorbesc de ce? Cu tine așa. Te ascult acum. Pentru că nu știi să vorbești auziți, așa. Auziți, dar să vă pupați ați putut. Păi am putut că m-a folosit, domnișoara. Nu, niciodată în viața asta, nici să-mi dai eu 1 milion de euro nu mă pup cu tine. Domnișoara Cristina, legat de acest aspect cu pupatul. Nu mă mai vând. M-am vândut odată. M-am uitat la fața lui Marinescu, a făcut o față confuză, după aia s-a uitat la Andreea, s-a uitat la Feli confuz, după aia s-a întors înapoi, dragul. E încă apăsat? E apăsat de... Am intrat odată, am intrat odată în jocul tău conștient și mi-am dat seama că este un joc... Maria, vezi că în momentul când tu crezi că mă faci, eu te făcusem deja de 3 ori. Auzi, Marinescu, dar despre gluma pe care a făcut-o Maria mai devreme, cum că cearta dintre tine și Romeo nu este reală, ce părere ai? Păi spune adevăr. A spus clar, domnișoara Cristina, că este o glumă. Nu este nici măcar un sâmbure de adevăr, l-am văzut și pe Alex, m-am făcut că ne aud și a trecut pe lângă mine. Alex a văzut azi, domnișoara Cristina, când eu cu Romeo brudeam între noi și nu știu, s-a luat el de mine în glumă și eu am zis, bă, nu merge așa. Bun, la Maria a fost o glumă, dar Mariana văd că susține că ar fi real. Ia zi, Mariana. Dar aceasta este părerea mea, pentru că am auzit eu așa, nu știu. Ce? Ce speculații, cum că ei la hotel se înțeleg foarte, foarte bine. Drept urmare, s-a și confirmat că în această săptămână, când am fost liberi, au fost văzuți în taxi, amândoi.
Pam, ok, Mariana, asta nu dovedește cu nimic. Tu te înțelegi foarte bine cu comăniși, probabil în exterior. N-are și astăzi am fost părtași asupra unei discuții, bine zis. Între voi. Bine zis, Marinescu, discuții pot exista la fel cum există și între voi doi, aici în casă, contradictorii. În schimb, afară, păi v-ați certat. Și când s-a certat George cu comunii, lumea a început să vorbească. Nu afectează deloc chestia asta. Eu am o relație strict colegială cu Marinescu. N-ai să fii, nu știu, să ai o relație ok cu un om, să nu fie nici dușman în afară, adică vorbim strictul necesar. Da, uite, și Alexandru e de aceeași părere ca și Mariana. Da, corect. Dar eu este adevărul. Eu nu pot să mă ce asta e adevărul, Cristina. Asta e adevărul. Bine, Romeo. Pentru s-o dat în fiecare zi, te lauzi cu Instagramul, că-ți crește. Eu sincer să vă spun, mă las-o pe asta cu Instagramul, că mai zic. Ți-i tu spui chestii. Zie mai nou, vrei să-ți crește? Păi mă, care mă lauzi că-mi crește, dar ție ce-ți crește? Nu ai cum. Păi vezi, Romeo. Păi da, uite, dacă vrei, ți le dau. Păi mie îmi crește, dar ție nu-ți crește. Domnșara Cristina, poți să strigă pe majoreta. Aici de față, Alexandru afirmă despre Romeo că își dorește să-i crească Instagramul sau se laudă. Ok, el vorbește de Instagram. Tu de TikTok. TikTok. Vorbești, toată n-o lumea vrea să facă TikTok cu tine. Păi tu ești... El vine, Mariana. Alexandru, eu vine, pare rău. Ai văzut acolo atât de Mariana diet cu tine? Dar era într-o clip și ți-a copilit. Domnișoara Cristina, eu sunt persoana care a venit cu această ipoteză. Așa. Și aș vrea să fac o comparație între ce a spus Romeo mai devreme, cearta mea cu George și cearta lui cu Marinescu. Când Marinescu a venit și a afirmat aici că el se simte trădat maxim de Romeo, pe care îl considera fratele lui, așa. O săptămână a stat aici pe canapea, dar majoreta, întins. N-ai... Așa a stat. Sunt trădat de prieteni și de invite. Auzi, dacă vrei să te iau la mișto, că te iau la mișto și revin cu alea vechi. Vezi că te iau la mișto. Cu tu aici. Că revin cu alea vechi, n-ai cum să mă... N-ai cum să mă... Ce mănânci, mai? Verbal. Ce mai? Verbal. Ți-e frică, ești ocupa tine. Domnișoara Cristina, dar de ce te vorbești peste mine? Ți-e frică? Dar dai, peste tine? Bă, eu am zis că în această emisiune, eu probabil îți voi da o... Înțelegi? Aplauda fetele în momentul în care l-au votat pe Romeo. Bravo, fetelor, a făcut în sfârșit așa o decizie înțeleaptă. Și... era parcă fericit că a ieșit Romeo. Și în ultima gală a votat-o pe Andreea tot ca să dea mine. Da, și o să votez. Și probabil că o să votez și mâine Andreea. Care e problema? Deci tu, Romeo, în continuare, pot să demonstrez. Îți demonstrez că într-adevăr eu sunt certat cu Romeo. Lasă vrăjeala. Doamna Cristina, seară când vorbeam cu Romeo pe camere, vorbeau normal, adică n-aveau nicio treabă. Adică normal. Și tu ești Andreea! Bine, Andreea! S-a demascat! Da! Votează-mă și mâine! E, falsule! Eu cu Marinescu, nu știu, dacă puteți faceți diferența dintre niște discuții mai aprinse și o ceartă. Eu nu m-am certat cu omul ăsta să mă cert aprind cu el. Am avut niște, nu știu, niște discuții în contradictoriu. Mi-am expus părerea, părere care lui nu-i convine când mi-o spune în fața lui. Cam astea au fost discuții între noi. N-a fost o ceartă în care să ne dăm în cap să fim dușmani sau ceva de genul. Ei nu pot să înțeleagă chestia asta. Și da, într-adevăr, nu mai avem relația la fel de apropiată, dar suntem colegi de cameră, suntem colegi de competiție și avem o relație colegială și atât. Auzi, Andreea, tu crezi că toate atacurile lui Marinescu sunt doar strategii competiționale? La adresa ta, evident. Cred că și din cauza lui Romeo sunt. Adică cum? Se vorbește ei doi de la hotel și vine aici Marinescu și... Nu, vrea să-l atace pe el. Aha, deci tu crezi că răzbunarea lui Marinescu este reală? Cumva cei doi practic nu mai sunt prieteni. Păi dă-i acum domnișoara, Cristina. Păi dă-i acum trei zile. Mai tași, bă, Cazi, de unde știi tu că sunt prieteni? Nu știu dacă sunt prieteni sau nu, n-am spus că sunt dușmani. Doar că vorbesc normal, atât tot. Vorbim normal. Auzi, dar tu dacă vei fi într-un cuplu cu Romeo, îl vei accepta pe Marinescu ca fiind prietenul lui? Dar ce treabă am eu cu prietenii lui? Păi că n-aș putea să-i impun niciodată cu cine să vorbească. Dacă nu vreau eu să vorbesc cu el, nu voi vorbi eu. Dar ce treabă am eu dacă ei doi se înțeleg bine? Ați văzut de ce am ales-o, domnișoara? Auzi, Andreea, tu mi-ai mărturisit la un moment dat faptul că fratele tău nu a fost de acord cu apropierea ta față de Romeo, având în vedere felul în care el s-a comportat în emisiune. Da. Tu ai spus vreodată asta lui? Da, știe. Și ce ai de gând să faci, Romeo? Eu, domnișoara Cristina? Da. Ce am de gând să fac? Să fiu eu.
Să facă content în continuare. Păi nu. Și n-ai de gând să-ți repar greșelile? Am, dar nu consider că am făcut niște greșeli atât timp cât eu am venit la această competiție o persoană singură. Am fost singur atâta timp, nu am fost, să zic, cu nimeni, în afară de Seia, săptămâna în care am fost. Am avut dreptul să fac ce mi-am dorit. Au fost niște fete cu care am interacționat, mi-am atras fizic. Au fost niște pupici, nu mai suntem la grădiniță, dacă ne-am pat pe gură odată, gata, suntem împreună sau mai știu cum suntem. Și am văzut că pe măsură ce ne aprofundăm în discuții, nu suntem compatibili. Și ne-am retras, atât eu cât și fetele respective. Nu cred că am făcut ceva greșit din privința asta, domnul Cristina. Da. Andrei. Da, domnișoară. Ce stai acolo pe margine liniștit? Da, bine, te văd că observi așa cum se duelează băieții. Ați spus să vorbim câte doi, dacă mai intervenem și eu, eram al treilea. Corect, dar voiam să te întreb, de acolo, de pe margine, așa. Cum ți se pare această situație dintre Marinescu și Romeo? E fake sau e real? Domnișoara Cristina, din ce văd eu la hotel, ei vorbesc. Nu știu cât de prieteni mai sunt sau cât nu mai sunt, dar vorbesc, adică pot discuta normal. Din ce văd eu, că nu prea petrec timpul cu ei, știți că cu Marinescu n-am o... Știu. Știți, și evit. Foarte deci... bine. Da, dar eu timpul liber... Eu pe Romeo îl văd când vine pe la noi, când mai ieșim cu el și da, cam atât. Da, am ieșit și cu voi, am ieșit, am stat mai mult cu el. Și acum vreau să spun un singur lucru. Ia. Pe voi doi, niciodată nu v-am văzut la hotel să aveți vreun conflict sau să aveți vreun... Să vă da, am avut în cameră, ce crezi? Am avut în cameră, stai liniștit. Nu, zic, băi, din ce am văzut eu... E vreo 3 ore am Marinescu. Avut. Din ce am văzut eu? Acasă puteți să vă înțelegeți, iar aici chiar de loc nu puteți să vă înțelegeți. Și nu spun că e vina lui Romeo sau a ta, dar nu prea vă înțelegeți. Băi, dar nu înțelegeți că nu avem nici în clinic, nici în mânec. Adică la sus când mâncăm, ai văzut, eu plec repede, vorbim 2-3 vorbe, plec în cameră, în cameră mă pun pe telefon, vorbesc cu Andreea sau cu cine mai vorbesc și mă pun să dorm. El la fel face. Adică nu ar trebui să-mi dau un cap cu el și la hotel, să pun discuțiile de aici. Nu vreau să mai discut și că țin să-ți reamintesc că și Cazi zice că te că-ți face că nu știu ce. Aoleu, și la hotel terminat. Vorbiți și vă mai schimbați, vă schimbați înainte și când mai și tu. Cum se mai înțeleg Alexandra și Maria? Că în ultimele zile... Nu mă interesează. Mă interesează pe mine. Dojoara Cristina, nu știu ce are comănici. Când deschid gura eu, deci efectiv buhnește. Nu-i convine nimic ce scot pe gură. Dacă e vorba de mine și Marinescu, nu-i convine. Dacă e vorba o voce de mine și Alexandra, nu-i convine. Bă, înțelegi, dacă e vorba de mine și Mariana, tot nu-i convine, nu-l mai înțeleg. Domnișoara Cristina, eu n-am nimic personal cu nimeni. În momentul în care... pe ecran. Zic așa, în momentul în care o persoană din casa asta își ia 90% din ecranizarea aia și devine enervant, deranjant pentru mine, personal. De ce? De ce devine deranjant faptul că ai te colegi aparat? Domnișoara Cristina, să văd și să aud ceva continuu, o singură părere, să o mă vânze pe mine pe creier, automat devine și deranjant. Dacă vine unul, altul, păreri diferite, e are ceva de ok. Aici, dar când auzi doar ceva și vezi păi doar da, ceva... Păi da, cazul tău la fel. Păi da, actuel, nu s-o plictisi și el singur, dacă păi te duci și vorbești cu actuel. Să vorbească la actuel, eu vreau să mai au și pe altcineva. Auzi că te deci deranjează doar anumite personaje. Adevărat. Care și au 90% din televizorul ăla. Că... talentul lor, acum fiecare cu talentul lui. În momentul în care făcea treaba asta, Alexandra, la fel, eram deranjat. Acum s-a mai retras, nu mai am treabă cu ea. Dar Alexandra și Maria, voi ce aveți de împărțit? Doamna Cristina, sinceră să fiu, eu m-am plictisit, prietene. Un fel sau altul, să o las pe Maria să facă ce vrea ea. Pentru că am observat că în ultima perioadă a început, și vă spun sincer, având în vedere că eu m-am retras oarecum din toate discuțiile, vă spun sincer că am văzut că ea încearcă să-i controleze pe toți, să controleze și materialele și despre ce ar trebui să se discute în această casă și multe alte chestii pe care ea și le dorește să și le controleze. Dar Maria, nu o să reușești. O să te duci în joc, jos, crede-mă, și știi de ce? Pentru că tu, fiecare lucru pe care îl faci aici în casa asta, îți doar niște planuri făcute și cei care au venit cu planurile și cu strategiile făcute de acasă, crede-mă că n-au triumfat aici și nici nu vei triumfa vreodată. Domnișoara Cristina, nu s-a retras Alexandra, cum a zis ea, sau nu mi-a permis mie Alexandra să fiu pe ecran sau să controlez anumite lucruri, pentru că eu nu am încercat o secundă să fac lucrurile astea. Și pur și... Lasă-mă să vorbesc. Bă, uite, despre asta vorbeam, fata mea. Vii, jignești, vorbește și așa mai departe și cer respect, îmi pare rău. Ia vezi o lucrarea. Vezi că eu n-am venit să jur. Și să mă... Și să mă... Nu mă compara pe mine cu ea, că nu e... Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube.
Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.